În ceea ce mă privește, pentru anul 2024, pe zona mea de responsabilitate la Consiliul Județean, principala provocare ar fi redresarea Spitalului Județean. Aici e un plan de acțiune conceput încă de la finele anului trecut și deja a început să fie pus în practică. Urmează bugetările de sume necesare și implementarea acestui program. Celelalte activități ar fi ca în Piatra Neamț să avem în acest an doar autobuze electrice pentru transportul pe raza municipiului Piatra Neamț, să avem venite în curtea Asociației Trolei Buzu 41 de autobuze cu care putem acoperi întreg transportul public de pe zona Piatra Neamț. Legat de o altă activitate, Parcul Național Ceahlău, va trebui anul acesta reînnoit contractul de administrare pentru Parcul Național și sper ca serviciul respectiv să continue această activitate pentru că a făcut-o bine. La fel, serviciul Salvamont are o provocare în a-și continua activitatea așa cum a făcut-o până acum, pentru că semnalele au fost pozitive. Iar legat de societatea Drupo, e o societate care trebuie să-și îmbunătățească activitatea, să fie mai eficientă, astfel încât să reziste provocărilor din piață, din această zonă de administrare a drumurilor.